puteam să dorm. A fost foarte frumos și astăzi, ca în fiecare seară. Da, și mă bucur că Robi s-a simțit bine. Stai. Vreau să-ți mulțumesc că te porți așa frumos cu el. Și cu mine. Știu că sunt dificil. Nu înțeleg. Petru, nu înțeleg ce vrei de la mine. Ba ești cald și prietenos, ba țip la mine. Adică acum simt că mă protejezi și 5 minute mai târziu mă faci să mă simt prost în fața familiei tale. Nu știu, aș da orice să înțeleg ce e în mintea ta și să văd lumea prin ochii tăi. Ochii mei. În ochii mei. Ochii mei nu te văd decât pe tine. Asta mă sperie foarte tare. Pentru că nu... Eu în viață, tot ce am făcut, am făcut tupeu și curaj. Și acum când vine vorba de tine, sunt în frică. Nu știu ce am. Ție? Petru, ți-e frică de mine? Nu mi-e de tine, mi-e de mine. Mi-e cum, ce s-a întâmplat, ce sunt... Nu știu, mă simt pe un teren total necunoscut. Nu... Ce s-a întâmplat? M-am îndrăgostit de tine, Lia. Eu am negat toată viața mea că aș putea să simt așa ceva. Și acum... Uite-mă. Da, asta ți-e frică? Petru, dar asta e cel mai frumos lucru care se putea întâmpla. Serios? Da. Da, pentru că și eu simt același lucru. Crezi că eu nu sunt pe teren complet necunoscut? Dar nu-ți mai fie frică, nu? Nu-ți mai face griji. Nu mai fi speriat. Bine. Nu mai sunt speriat. Da, ești. Da, nu sunt. Petru, dacă ne vede cineva? Ai zis tu să nu ne mai intereseze aspectul ăsta. Auzi? Ai încredere în mine? Unde suntem? Aici e locul meu de suflet. Ești prima femeie pe care o duc aici. Dacă nu vrei, să mă opresc. Înțeleg. E ok, doar că... Ce? Spune. Nu vreau să ne... Am încredere în tine.
Mereu o să trebuiască să ne ascundem așa? Nu știu, uneori mai prind așa câte o privire din partea mătușii sau din partea Danei și atunci mă gândesc, gata, așa, o dat seama că m-am văzut cu Petru. Și după îmi vine să strig, da, voi chiar nu observați cât de îndrăgostită sunt? Și după mă gândesc la ce ar spune Otilia. Hei. Să le spunem. Trebuie să știe. Toată lumea trebuie să știe. Și Robi? Glumești? Robi te place cel mai mult. Da, știu. Și eu îl iubesc. Nu vreau să creadă că încerc să o înlocuiesc pe mama lui. Cum să? Te-ai gândit vreodată să-l duci la un psiholog? Ce să fac? Robi încă așteaptă pe mama lui. Zice că poate să se întoarcă din rai. Și nu știu, cred că ar trebui să-l ajut să depășească momentul. Robi e încă mic. E mic, dar poate să înțeleagă. Nu știu. Ar trebui să meargă la școală, să interacționeze cu colegii. Tot ce fac spre binele lui. Știu, dar și eu mi-am pierdut mama când eram foarte mică. Știu cum e. Dar, nu știu, mă gândesc că ar fi bine să-l duci la mormântul mamei lui. Pe mine m-a ajutat mult. Mm-hmm. Hai să mergem. Unde? Acasă, nu mai putem sta aici. Iartă-mă, n-am vrut să te supăr. Aș vrea să nu-ți mai bați capul cu prostiile astea, da? Cu mormântul, cu mama lui Robi, cu nu te privește. De 6 ani am grijă de copilul meu. Bun sau rău, eu sunt tatălui.